Campiona Ligii Patrafotbalistice, Arsenal Malu va reprezenta județul Giurgiu la barajul pentru promovarea în Liga 3-a. Mălurenii au învins în finală formația Vântul Florești și va întâlni mâine, acasă, câștigătoarea campionatului capitalei, formația Progresul București. După ce formația bucureșteană a fost contestată de alte două pretendente la titlul capitalei, dar a câștigat contestațiile. În campionat, Arsenal a avut un parcurs bun, dar nelipsit de surprize, remizând cu Dumnezeu Giurgiu la Malu și pierzând în deplasare cu aceeași echipă, dar și cu formația din Mihai Bravun. Arsenal a început partidele din play-off de pe poziția a doua, dar printr-o prestație constantă a ajuns campioana județului. Au fost în campionat și meciuri grele, au fost și înfrângeri, precum cea cu Dunărea, precum și înfrângerea cu Mihai Bravu. E bine că băieții și-au revenit după fiecare meci greu și am reușit următoarele meciuri după înfrângere, am reușit să uităm înfrângerile respective și să mergem, să ne ținem drumul drept și să ajungem până în finală, să o și câștigăm și acum ne pregătim de un baraj. Partidele tur-retur cu Progresul București vor fi cu siguranță foarte disputate, câștigătoarea din acest sezon a campionatului capitalei fiind o echipă titrată, care a lăsat în urmă, în ciuda contestațiilor, formațiile Sportul Studențesc și Electroaparataj. O să fie un meci greu, avem exemplu anului trecut cu Voluntari, sperăm să avem un arbitraj nu ca cel de anul trecut care l-am avut la Voluntari, să fie un arbitraj corect, cinstit, cel mai bun să câștige. Îi așteptăm pe cei de la Progresul, să îi așteptăm cu drag, îi respectăm, dar nu ne este teamă de ei. Încercăm să ne impunem tehnica, să ne impunem viteza și să reușim să luăm o opțiune serioasă pentru calificare încă de acum. Dacă nu se va întâmpla, nu va fi un capăt de țară, vom merge să rezolvăm calificarea chiar și la București, pe terenul lor. Avem încredere în băieți că vor face tot ceea ce e posibil și vor da 110% din potențial ca această calificare să facă istorie la Mal. După 4 ani de existență în Liga 4-a, Arsenal Malu a disputat anul acesta 5-a finală. În 2014, mălurenii au câștigat Cupa Județeană. Anul trecut au fost campioni județului și au pierdut finala cupei. Iar anul 2016 a dus formației Arsenal Malul și Cupa și campionatul.